Controlele efectuate de inspectori ai Casei de Asigurări de Sănătate Suceava au scos la iveală practici de necrezut din sistemul sanitar. Metodele prin care medicii de familie, spitalele sau farmaciile fraudează bugetul sănătății sunt din cele mai variate. Printre cele mai grave încălcări ale legii se numără eliberarea unor rețete compensate pentru persoane decedate. Schema este una destul de simplă. Medicul eliberează rețeta, aceasta este înregistrată la farmacie, însă medicamentele rămân pe stoc și sunt vândute ulterior la prețul întreg. Frauda descoperită până acum se ridică la peste 17.000 de lei. În cadrul unui număr de 3 acțiuni de control operativ, în care tematica acțiunii de control a fost verificarea cazurilor identificate în baza de date a Casei de Asigurări cu prescripții medicale emise ulterior datei decesului persoanelor, au fost imputate sume în valoare de 19.077 de lei, reprezentând contravaloarea compensată a prescripțiilor medicale emise cu nerespectarea realității datelor înscrise în formularul de prescripție medicală. În aceste cazuri, Casa de Asigurări de Sănătate a sesizat deja organele de anchetă penală. Inspectorii de sănătate au mai descoperit câteva mii de cazuri în care au fost eliberate ilegal rețete compensate pentru pensionari cu venituri peste pragul legal sau pentru persoane internate în spitale. Au fost propuse măsurile de restituire de către furnizorii de servicii medicale spitalicești a contravalorii medicamentelor prescrise de către medici în perioada de spitalizare a respectivelor persoane, în sumă totală de 30.325 de lei. Contractele cu două farmacii din județ au fost reziliate după ce Casa de Asigurări a fost sesizată că, deși beneficiau de rețete compensate, oamenii erau obligați să plătească medicamentele la preț întreg. La un spital din județ au fost descoperite fișe de externare completate cu diagnostice inventate, iar mai mulți medici au fost sancționați cu amenzi de câte 5.000 de lei pentru că au acordat concedii medicale unor persoane sănătoase. În total, fraudele descoperite de inspectorii de sănătate pe anul trecut se ridică la aproape 300.000 de lei.